Fie binecuvântat numele Domnului de acum și până în viață. Dorim, așa cum v-ați rugat aici și cred că și până aici, ca și în această seară și în seriile acestea, Bunul Dumnezeu să ne cerceteze și să lucreze în viața noastră ceea ce este plăcut. Pentru că în final, în biserică și noi ca indivizi, să se realizeze lucrările Domnului. Aș dori să privim între această primă seară și prima parte a studiului despre lucrarea Duhului Sfânt la planul veșnic de lucrare al lui Dumnezeu și, în mod concret, al Duhului Sfânt cu privire la om. Vreau să observăm, citim mai întâi din Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, că Dumnezeu încă înainte de creație și-a făcut un proiect. Știți că Dumnezeu este Alfa și Omega și ceea ce începe are capacitatea, puterea să ducă la bun sfârșit. Citim în Efeseni, capitolul 1, versetul 9, scrie Apostolul, căci a binevoit să ne descoperă taina voii sale, după planul pe care l-a alcătuit în sine însuși. Și în aceeași idee, citesc din capitolul 3, de la versetul 10. Observați, acest plan a cuprins nu doar pământul, ci întreaga creație, cerurile. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică, prin ceea ce se realizează aici pe pământ, înțelepciunea nespus de felurite a lui Dumnezeu, și asta nu în mod întâmplător, ci așa cum scrie în versetul 11, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Întorc o pagină în urmă, din nou la capitolul 1, și vă citesc de la versetul 17, fac aici o mică paranteză. La noi, la biserică, venea un frate de la frații Ostași. Și tare m-a rugat să le iau odată cu mine în misiune. Îi place să memoreze, știa la un moment dat, 1000 și nu știu cât de versete pe de rost. Așa, epistolul la rând. Și îi place de asemenea să recite poezii al fratelui Traian Dors. În fine, mi-am făcut timp și l-am luat o misiune. A recitat versetele, a recitat versurile și apoi fratele care conducea slujba fără să mă mai întrebe, văzându-l că e cu mine, l-a pus la urmă să se roage. Și de asta mi-am amintit, în loc să se roage normal, cum ne rugăm noi, potrivit cu nevoile ce le avem, să cere sau să mulțumim, a citat din memorie, deci, de la versetul 17. Și mă rog ca Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, Tatăl Slavii, știa pe de rost. Adevărul că asta este o rugăciune foarte frumoasă. Eu am amintit-o acum aici, dorind ca în aceste seri Dumnezeu să ne deschidă orizontul de a vedea planul Său etern. Că, vedeți, una este să ai o privire foarte scurtă, așa, de aici până aici, și cu totul altceva este să privești mult mai dinainte lucrurile și până mult mai departe. Cu asta nu spun că noi putem să trecem peste ce a spus Solomon în Eclesiastul 3, care sunt limitele noastre, că nu putem cuprinde de la început până la sfârșit toată lucrarea lui Dumnezeu. Dar să ne rugăm ca să putem cuprinde cât mai mult, amin? Se spune că cineva a ajuns într-un șantier și a intervievat 3 oameni și întreau pe primul, ce faci? Ăsta lucra la sapă, că era mai demult, nu era încă betonierele, și zice, mortar, nu vezi? Îl întreabă pe un al doilea care lucra în aceeași zonă și zice, te încuiesc, că lucrez la metru pătrat sau știu eu ce regim de muncă avea. Și îl întreabă pe al treilea, ce faci? Lucrăm la un castel. Când o să fie gata, o să fie așa și așa. Așadar să ne ajute Bunul Dumnezeu și noi când privim la lucrarea Duhului Sfânt să nu spunem doar, am întrebat, auzit pe cineva întrebând, vorbești în limbi? Da, gata, ok. Să vedem
Cu ce se ocupă Duhul Sfânt potrivit cu proiectul acesta veșnic? Și apoi fie toate la locul lor, inclusiv vorbirea în alte limbi, dar să vedem cât mai în mare, cât mai în detalii lucrarea pe care Duhul Sfânt o are de făcut, slăvit să fie Domnul. Referitor la acest plan veșnic, vă citesc și din Evrei, capitolul 9, dintre multele denumiri care le are Duhul Sfânt, Duhul Tatălui, Duhul Fiului, Duhul Dumnezeu, Duhul Domnului, Duhul Slavei, multe. Îmi place una de aici, Evrei 9 cu 14. E numit Duhul cel veșnic. Ce înseamnă asta? Că a avut o existență și o lucrare din veșnicia trecută până în veșnicia viitoare. Ei, asta vreau să vedem în aceste două serii. Care a fost lucrarea Duhului veșnic? Potrivit cu planul care a fost alcătuit înainte de creație. Dacă Duhul a fost veșnic, înseamnă că a participat la creație. Și spune Scriptura încă din primul capitol, vă citesc Genesa capitolul 1, versetul 2, Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Și în Isaia 40, fără să mai citesc, vă amintesc că este scris că Dumnezeu n-a avut nevoie de arhitect când a creat lumea. Duhul lui a avut suficientă capacitate ca să le realizeze pe toate. Apoi, cum știți, în ziua 6 a fost creat omul. Aici scrie în Genesa capitolul 2, versetul 7, Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, dar nu sunt date alte detalii. Însă Elihu spunea la un moment dat, și vă rog să observați că pe el nu l-a corectat Dumnezeu, numai pe ceilalți trei prieteni al lui Iov. Scrie în Iov, capitolul 33, versetul 4, Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atât puternic îmi dă viață. Și aș mai aduce un argument din Ezechiel 37, unde este scris că profetul, fiind în fața unei văi cu oase, a fost întrebat din mortăciunile acestea, mai poate să prindă viață ceva? Și cum a fost readusă viața? Prin Duhul. Duhule ai lui Dumnezeu. Deci Duhul a generat viața la creație și însăși imaginea aceasta, exemplu din cartea Ezechiel, ne face să înțelegem nu numai că generează viață, și vom vedea pe parcurs și regenerează viață. Dar până să ajungem acolo, să observăm, și n-am să vă rețin cu prea multe detalii, vreau să spun doar lucruri care pot fi ușor ținut minte. Asta pentru oamenii care sunt familiarizați cu Scriptura și sunt atenți. Dumneavoastră le aveți pe amândouă, nu? Că doar când spun din Biblie, nu mă adresez unui oameni care nu cunosc. S-a întâmplat undeva într-o adunare, au venit doi să cerșească. Și un frate zice, băi, e drept ce spuneți? Da, drept, era o stare să jure. Zice, băi, dar voi știți ce-o pățit Ananea și Safira, în caz că mințiți? Și bieții de ei s-au dat de gol că nu-s de la adunare. Și zice, nu, că nu-s din sat de la noi. Deci eu mă adresez unor oameni care sunt în temă cu Scriptura. Și dacă spun ceva din Vechiul sau din Noul Testament, dumneavoastră doar le aveți și le aranjați în minte. Știți, Vechiul Testament a avut o durată de 4.000 de ani până la venirea lui Mesia. 1.600 de ani până la potop, încă 400 până la Avram, sunt 2.000 de la Avram până la Domnul Iisus. Ce a făcut Duhul Sfânt în această perioadă? În primul rând vreau să observați că după participarea la creație, creația cosmică, creația ființelor vii, scrie în Genesa capitolul 6, și asta e părerea mea, vreau să gândiți, Duhul Sfânt a suferit în urma căderii omului în păcat. Scrie aici în 6 cu 3, atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne pururea în om. Și în 6, acest verset apare cu o notă de subsol, sau nu se va lupta, nu va stăpâni. Adică Duhul Sfânt nu cedează ușor proprietatea lui Dumnezeu, omul prin creație, că de oameni vorbim. Dar omul are libertate. Omul s-a retras din comuniunea lui Dumnezeu
Și Duhul Sfânt a rămas din acest punct de vedere fără obiectul de activitate, fără această legătură care o făcea între Dumnezeu și om. Dar ce-i frumos, că planul a făcut dinainte. Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhul Sfânt n-au renunțat la plan și n-au renunțat la om. Și de aici observăm că s-a declanșat recuperarea creației. Pentru că așa prevedea planul, să fie salvată creația în Domnul Iisus, lucrarea la care Duhul Sfânt are o parte importantă de realizat. În Vechiul Testament, cred că Duhul Sfânt a avut două direcții majore pe care și-a realizat lucrarea. Prima a fost redactarea Scripturilor. Ce conțin Scripturile? Doar istorie evrească? În parte da, dar conține exact planul pe care Dumnezeu l-a rânduit ca să recupereze creația. Vă amintesc? Primele 5 cărți din Biblie sunt scrise de Moise, da? Știți cât Duh era peste Moise? A fost om prin care s-au realizat cele mai multe minuni. Atât Duh era peste el încât a luat din el și a pus peste 70, s-au umplut toți. A fost omul care avea legătură direct cu Dumnezeu. Ceilalți scriitori ai Vechiului Testament au fost în mare parte profeți. Cum și-au scris cărțile? Să luăm de exemplu pe David, vă citesc din cartea a doua a lui Samuel, capitolul 23, versetul 2. Duhul Domnului vorbește prin mine și cuvântul lui este pe limba mea. Ceilalți profeți, să ne amintim de Ezechiel, Duhul i-a vorbit, Duhul l-a purtat, l-a dus în vedenii dumnezeiești. Pentru că scria Petru în epistola sa, 1 Petru, capitolul 1, vă citesc de la versetul 10, prorocii, versetul 11, cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei. Ce înseamnă asta, Duhul lui Hristos care era în ei? Adică Duhul avea în vedere planul făcut în Hristos și lucra prin proroci să scrie totul despre plan. De fapt, despre ce au scris prorocii? Despre Domnul Iisus Hristos. Ce anume despre El? Cum urma să vină să salveze creația. Și spune același Petru, citesc versetul următor, lor, prorocilor, le-a fost descoperit că nu pentru ei și spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei ce v-au propăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer, în care chiar îngerii doresc să privească. Adică era un plan cu bătaie lungă, nu doar pentru generația aceea. Întoarcem și la a doua Petru, capitolul 1, în aceeași idee, pentru a vedea că lucrarea principală a Duhului Sfânt a fost să redacteze Scripturile. 2 Petru, capitolul 1, versetul 20. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, că de la El sunt toate, dar agentul care a lucrat, mânați de Duhul Sfânt. Așa au prorocit și așa au scris. Să mulțumim Domnului potrivit cu ceea ce este scris în 2 Timotei, capitolul 3, și vă rog să vă gândiți că atunci nu era scris decât Vechiul Testament. 2 Timotei 3, versetul 16. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Cum? Prin Duhul. Și de folos. Să mulțumim Tatălui Ceresc că această carte a fost scrisă și pentru noi. La noi în biserică o soră a luat Vechiul Testament să citească și a zis: vreau să-mi imaginez dacă eu trăiam în timpul Domnului Iisus, să n-am Noul Testament. Pricepeam că El e Mesia. Pricepeam că despre El scrie toată această parte a Scripturii. Și a găsit niște adevăruri fundamentale, pentru că Scriptura este foarte bine țesută. Ca să vă dau un exemplu, din 404 versete câte are Apocalipsa, în aceste versete sunt mai mult de 250 de referiri din Vechiul Testament. De imagini simbolice, știți, cu fiarele, cu coarne, cu alte viziuni. Pentru că
ceea ce s-a completat prin Domnul Iisus, prin apostol, a fost tot o lucrare venită de la Dumnezeu, conform planului său veșnic, slăvit să fie numele Lui. A doua dimensiune a lucrării Duhului Sfânt în Vechiul Testament a constat în împuternicirea slujitorului Dumnezeu din fiecare generație. Adică toate lucrările supranaturale care s-au făcut în Vechiul Testament, semne, minuni, de un fel sau de altul, toate s-au realizat prin Duhul lui Dumnezeu. Să luăm câteva exemple. Cine venea peste Samson când făcea minuni? Avea puteri supranaturale. Duhul Domnului. Ce putere avea Ilie și respectiv Elisei? Duhul era cel care realiza toate acele lucrări. Inclusiv biruințele puternice în războaie au fost realizate prin Duhul lui Dumnezeu. Au fost minuni specifice acelor vremuri. Acum, har Domnului, că nu mai e nevoie să facă Domnul o minune, să fim vreunul tare ca Samson, că nu-i cazul, nu? Dar atunci a fost nevoie să fie un Samson, să fie un David, scrie în Judecător 2, de exemplu, că Duhul Domnului a venit peste Otniel. Se ridicau la război și câștigau, cum spune evreii 11, au fost viteji în războaie. De așa ceva a fost nevoie. În vremea lui Moise a fost nevoie de minunile eliberării, de minunile pustiei, a urmat Iosua, minunile intrării în Canaan, profeții. Știți că sunt unii cei din conceptul cesaționist, cei care cred că minunile și lucrarea Duhului Sfânt s-a încheiat odată cu scrierea Bibliei și îi spun că minuni n-au fost decât la eliberarea din Egipt și în vremea apostolilor. Eroare! Minunile au fost întotdeauna. Avem minuni în Geresa, nașteri supranaturale, cum a fost cazul Sarei. Avem minuni, cum spuneam, pe perioada profeților, pe perioada împăraților. Dumnezeu, cum spune Scriptura în Psalm, e singurul care face minuni, slăvit să-i fie numele. Așadar, în Vechiul Testament, Duhul Sfânt a avut aceste două mari misiuni. Să redacteze Scripturile și să împuternicească toți oamenii din toate generațiile pentru toate lucrările supranaturale necesare derulării planului de mântuire. Cu ce începe Noul Testament? Cu Ioan Botezătorul? Cu Domnul Iisus. Știți că Ioan Botezătorul a fost cel mai mare dintre cei născuți din femei. S-a umplut de Duhul Sfânt de când? Înainte de a se naște. Deci iată-L pe Duhul Sfânt foarte activ în această etapă. Mă opresc în Evanghelie după Luca pentru a vă arăta și cred că aici a fost perioada de vârf a lucrării Duhului Sfânt. Mă refer că în Domnul Iisus Hristos, cum spune în Ioan 3, Duhul a fost fără măsură. Și am citat din Evrei 9 că Domnul s-a dat jertfă prin Duhul cel veșnic. Dar citim Luca 3, versetul 22. Hai și 21, după ce a fost botezat onorodul, a fost botezat și Iisus și pe când se ruga s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a pogorât peste el în chip trupesc ca un porumbel. Deci iată prezența Duhului. 4 cu 1, Iisus plin de Duhul s-a întors la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. 4 cu 14, după finalizarea ispitirii, Iisus plin de puterea Duhului s-a întors în Galileea, intră în lucrare. 4 cu 18, Duhul Domnului este peste mine pentru că și enumeră lucrările. Și cum am amintit din Ioan 3, a fost o măsură nemaipomenită, cum spuneau oamenii. Azi am văzut lucrări nemaipomenite, spuneau la un moment dat. Pentru că în persoana Domnului Iisus Hristos, potrivit cu mandatul care l-a avut, Duhul Sfânt a lucrat, a realizat cele mai mari minuni. Dar cea mai mare minune a fost cea de pe crucea Golgotei, când, așa cum am citit din Evrei 9, Iisus, prin Duhul, sub această călăuzire care a primit-o, această putere încă din momentul botezului, s-a adus jertfă în vederea împlinirii planului lui Dumnezeu. Domnul Iisus, cum știți, a fost înviat, tot prin Duhul, vei cunoscut versetul, da? Romani 8, 11. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți
Deci prezent la botez, prezent la intrare în lucrare, prezent pe cruce, prezent la înviere, în viața Domnului Iisus. Și după ce Domnul s-a înălțat la cer, care au rămas lucrările Duhului Sfânt în acțiune și sunt și în prezent. Și dea bunul Dumnezeu să fie. Că asta e foarte important. Și este scris să ne rugăm, să dorim ca Dumnezeu să-și proslăvească numele și să lucreze. Cum spunea Domnul Iisus și scrie în Ioan 5, Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Duhul Sfânt n-a încetat să lucreze. Am fost chemat în urmă cu un an și ceva într-un județ din România și acolo au fost adunați vreo 20 și ceva de slujitori din Biserica Baptistă. Și mi-a spus, frate, te rugăm să ne vorbești în seara asta despre Duhul Sfânt. Și spune, dragii mei, voi sunteți baptiști, eu sunt pentecostal, știm? Dar și noi credem ca tine și vrem să auzim lucruri mai îndeaproape. Și m-au mai chemat odată. Așa frumos făceau rugăciuni de stăruință. Dumnezeu lucrează. Noi am avut un predicator creștin după Evanghelie care a predicat în ziua cincizecimii. Un prezbiter de-a lor. O predică pur biblică, pentecostală, am spune noi. Așa că, dragii mei, eu nu vreau să vă fac geloși cu asta ca Dumnezeu pe Israel. Că dacă n-au mai vrut ei, a lucrat Domnul alții, la neamuri. Dacă de cumva nu vrem noi, îi ia Domnul în primire pe alții. Dar noi am vrea să lucreze și la noi și la alții. Amin. Are suficientă putere să o facă, amin? În Noul Testament, tot să fie ușor de ținut minte, spun doar două dimensiuni a lucrării Duhului Sfânt. Și sunt în continuare a celor din Vechiul Testament. Care au fost acelea? Să redacteze Scriptura și lucrarea continuă, nu în a mai tot o redacta, ci în a o explica. Iată ce vă citesc din 1 Corinteni, capitolul 2. Spunea Apostolul Pavel de la versetul 9. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, adică la oamenii le-a trecut prin cap. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce iubesc. Bun, dar dacă sunt ascunse de noi, cum avem acces la ele? Nou însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său. Versetul 11. Cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului, afară de Duhul omului care este în el tot așa? Nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii și Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Doamne, îți mulțumim că Duhul ne luminează mintea. Că dacă nu ne-ar lumina Duhul lui Dumnezeu, mi-amintesc că am stat deodată de vorbă cu un francez, a fost un om foarte capabil, proiectant, a fost la el în casă, la Paris, avea o bibliotecă, s-o duci, nu o duceai cu trebuia un tir să o duci. Și când am încercat să vorbesc din Biblie, tot ce credea bietul de el era ceva în Sfântul Anton, nimic altceva. Biblia nu era sigur cine a scris-o. Am încercat să-i explic lucrări care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră, le-a pus pe seama paranormalului sau a întâmplării. Și am încheiat discuția cam ca Pavel la Atena. Fără mari speranțe, pentru că așa cum spunea Domnul Iisus și scrie în Matei 11, nu cei deștepți pricep, ci numai cei pe care Dumnezeu îi luminează. Scriptura e scrisă cu cod, dragii mei. Și dacă nu o decodifică Duhul Sfânt care o codat-o, e cum scrie în Isaia. Dai cartea la unul, Isaia 29, nu știe citi, zice. Altul zice, știu citi, dai pecetluit. Că lucrările lui Dumnezeu au caracterul lor de taină. Spuneau ucenicii către Domnul, de ce le vorbești în pildă? Ca să nu priceapă toți. Dar mai spun unii, a, nu știm noi, că nu știm greacă și nu știm ebraică, limbile originale în care s-a scris Vechiul Testament și Noul Testament, și au spus la unii, dragii mei, dacă treaba ar fi din greacă, măcar grecii ar fi lămuriți. Nu-s lămuriți nici evreii. Că nu limba rămurește,
Duhul lui Dumnezeu lămurește Scriptura. Și dacă asta nu-i, dăm tot pe lângă. Numai nu pricepem, interpretăm greșit. De aceea, dragii mei, Duhul Sfânt a fost lăsat în biserică ca să facă de cunoscut oamenilor lucrurile care vin de la Dumnezeu. Așa cum scrie Apostolul foarte clar aici, versetul 14, dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului Dumnezeu, căci pentru eu sunt o nebunie. Și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicești. Să spunem și noi, cum a spus Domnul Iisus, te laud, Tată, Doamne, că așa ai găsit cu cale. O a doua lucrare a Duhului Sfânt, asemănător cu cea din Vechiul Testament, sunt lucrările supranaturale, slujbele și darurile pe care El le dă. Și El le dă în biserică, de aceea Duhul Sfânt lucrează la nivelul colectivității, cum scrie tot aceeași epistolă, capitolul 12, vă citesc de la versetul 4. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Versetul 7. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. Adică Duhul Sfânt nu ne izolează, nu ne duce în chilii să fim sihaștri, ci aici. Enumeră câteva și spune versetul 11, după ce termină lista, dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh, care dă fiecăruia în parte cum voiește. Să ne rugăm ca Dumnezeu să dea și să fie valabil și ceea ce vă citesc din Evrei, capitolul 2, spune Cartea Sfântă, de la versetul 4, ei au predicat urmându-L pe Domnul, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia sa. Nu știu dacă ați citit, au apărut și în românește două cărți scrise de teologul american Jack Deere, surprins de Duhul lui Dumnezeu sau surprins de vocea lui Dumnezeu. Cred că le-ați putea găsi, vi le recomand și pe internet, în înregistrare audio la Radio Unison Zalău. Acest frate Jack Deere a fost un profesor la un seminar teologic baptist din Statele Unite. Și povestea el că s-a dus odată la o adunare pentecostală cu alții din echipa sa, ca să facă ei observații și să dovedească cum că Duhul Sfânt de la noi e doar așa fantezie. Predica un musafir în acea adunare și la un moment dat s-a oprit din predică și a zis: Domnul face de cunoscut că aici este o femeie tânără grav bolnavă pe care Domnul vrea să o vindece în seara asta. Ei s-au cotit imediat pixurile și foaia că acum îi prindem. Și predicatorul a spus: se ridice în picioare, nu s-a ridicat nimeni. Predicatorul a primit prin Duhul mai departe mesajul profetic și a zis așa: o cheamă Miriam și s-a spus despre ea că are de 3-3 săptămâni. În momentul acela, fratele Jack Deere a scăpat pixul de mână, era vorba de nepoata lui și numai lui îi spusese doctorul. A fost dezarmat și a luat toată Scriptura de la început. A plecat de acolo, că acolo se învăța că s-o termina cu darurile la anul 100, și cum spuneam, vă recomand cărțile lui, foarte documentate din punct de vedere biblic și aduce foarte multe exemple cum că Dumnezeu prin Duhul împarte daruri și lucrează. Astea sunt lucrările Duhului. Se predică și te face să pricepi ce s-a predicat și dacă e nevoie, însoțește predicarea cu darurile sale supranaturale, binecuvântat să-i fie numele. La Dumnezeu e ca și cum te duce la o clinică unde sunt toate serviciile. Dar dacă n-ar fi darurile astea, e ca și cum te duce numai la un medic de familie și n-are decât așa, paracetamol și ceva antibiotic, poate să îndură și scrie. Dacă n-are un ecograf, dacă n-are posibilitatea să facă un EKG sau alte investigații mai puternice. Vă rog să vă gândiți numai faptele apostolilor. Ce să făcea biserica fără Duhul Sfânt? Cum s-au predicat pocăit oamenii în ziua cincizecimii? Au văzut lucrarea, au auzit prezența Sfântului Duh. Apoi următorul val, cum a intervenit? În urma unei vindecări și a predicării, evident. În capitolul 4, cum au rezistat ei prigonirii?
Prezența Duhului Dumnezeu a fost peste ei. Chiar dimineața am corectat, am introdus la revista Dragoste pentru Adevăr încă un articol din cartea Ridicați-vă, vă începe judecata, a fratelui Ivan Petrovici Fedotov, un frate prezbiter din fostă Uniunea Sovietică, un om care a făcut 18 ani de închisoare pentru Domnul, 10, 3 și apoi 5. Când povestește omul ăsta realități din viața lui, vezi prezența puterii lui Dumnezeu. Pentru că este foarte important, dragii mei, ca Dumnezeu să-și însoțească lucrarea. Altfel, ce ne facem? Revin, să rugăm pe Dumnezeu să-și desăvârșească lucrarea și în vremea noastră. Pentru că este foarte important să putem pricepe, să vedem lucrările pe care Dumnezeu le are pentru noi. M-am auzit și relatări mai recente, chiar și mai aproape din vremea noastră, când Dumnezeu a luminat mintea, și asta se face prin Duhul, dea bunul Dumnezeu și predicatorul să fie călăuzit să vorbească tot sub inspirația sfântă, și dacă este nevoie, și credem că este, asta Dumnezeu decide cât și cum, lucrările Duhului să fie prezente între noi. Amin? Amin. Continui din Faptele Apostolilor. Scrie în capitolul 5 că a apărut Anania și Safira cu șmecheria. Știți? Cine a descoperit? Duhul. Capitolul 8. Cine l-a descoperit pe Simon în Samaria? Ce să mai spun apoi? De Pavel. Cum ar fi priceput ei că nu este un intrus? Domnul a descoperit lui Anania, apare vedenia la Pavel. Capitolul 15, concilul acela, dezbaterea, cum s-a lămurit lucrurile? Ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt? Și nouă, de-ar fi Duhul Sfânt prezent la toate ședințele Comitetului și de Adunare Generală. Să putem spune cu adevărat, ni s-a părut nimerit Duhului Sfânt? Și nouă, nu invers. Cum spunea un biet om, zice, după părerea mea și mai multor oameni de știință, deci nu ceva de genul ăsta. Și întâi să dicteze Duhul lui Dumnezeu și apoi să ne asociem și noi voie sale sfinte. Amin? Amin. Și încheie această primă parte afirmând că Duhul Sfânt are ceva interesant de făcut la înviere. V-am spus că Duhul Sfânt a participat la creație. Creația a fost căzută în păcat. Dar planul a fost făcut să fie salvată creația. Pentru asta s-a scris Scriptura, au fost lucruri supranaturale, pentru asta a venit Domnul Iisus, pentru asta se continuă lucrarea în biserică și la nivel de individ. Și apoi ce mai are Duhul Sfânt de făcut? Vă citesc din Romani, capitolul 8. Asta este, să spun așa, ultima operație a Duhului Sfânt. Știți că și Domnul Iisus își încheie planul la un moment dat, depune totul la picioarele Tatălui. Romani 8. Versetul 10, și dacă Hristos este în voi, Duhul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, cândva a trecut păcatul prin ființa noastră, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți, Duhul acela veșnic, locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți, adică Duhul lui Dumnezeu, vă va învia și Tatăl va învia și trupurile voastre muritoare, motivul, din pricina Duhului Său care locuiește în voi, întorc pagina. Și vă citesc de la versetul 20. Căci firea a fost supusă de deșertăciune, adică toată creația s-a afectat. Nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o cu nădejdea însă. Că va fi izbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copilului lui Dumnezeu. 23. Și nu numai ea, firea, natura, vedeți, tot pământul e afectat, cataclisme, s-a distrus la potop și nu numai, dar și noi, care avem cele din tâi roade ale Duhului. Știți că Duhul se dădea în ziua cinzecimii, dar 50 înseamnă jumătate din 100. Aici face Duhul jumătate din lucrare, că ne înnoiește pe dinăuntru, la înviere, completează și pe din afară, și la un om duhovnicesc, Duhul lui Dumnezeu îi va da și un trup duhovnicesc. Scrie așa în 1 Corinteni 15. Că până una altă suntem om duhovnicesc în trup firesc. Este un conflict.
Dar la înviere scrie aici, așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului. Interiorul a fost răscumpărat, nu spune Scriptura, noi am fost răscumpărați, dar trupul încă nu a fost răscumpărat. Te pocăiești și nu tinerești nici cu o zi. Așa, numai că ești mai senin la față. Răscumpărarea trupului este lucrarea pe care Duhul Dumnezeu, ca și imaginea aceea din Ezechiel 37, o va face la înviere sau la răpire. Doamne, lasă Duhul Tău să rămână în noi ca să avem parte și de acea ultimă lucrare. Până atunci, nădăjduim și așteptăm cu răbdare, dar nu oricum, scrie versetul 26, Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, că deodată suntem într-un trup, așa cum este, că până e tânăr îl chinuie poftele, când e bătrân îl ajută puterile. Dar lasă că vine dimineața învierii și vom primi trupuri de slavă. Doamne, ajută! Abia atunci va putea Duhul Sfânt să spună, cum a spus Domnul Iisus în Ghețiman, Tată, mi-am isprăvit lucrarea. Până atunci așteptăm, Duhul Sfânt lucrează în noi. Adaug aici un aspect. Mi-amintesc că am văzut și am așa auzit, de exemplu, de frați sau surori care erau pe moarte, proroci. Nu puteau să mai țină o lingură în mână. Dar când venea Duhul lui Dumnezeu peste ei, am cunoscut caz, se ridica în picioare ca un soldat, prorocea cu autoritate, când s-o cheia prorocia, trebuia să-l ții, că pica așa ca o legumă. Că Duhul lui Dumnezeu are putere să renască orice. Dar până una altă suntem supuși îmbătrânirii și morții, cu nădejdea că la înviere Duhul Sfânt mai are ceva de făcut și vom intra în slavă la Dumnezeu, vom primi trupuri noi, trupuri duhovnicești. Doamne ajută, amin.